8 pompieri hunedoreni, ofițeri și subofițeri au plecat în misiune în Franța, acolo unde vor sprijini autoritățile în vederea gestionării incendiilor de pădure. Militarii din județ fac parte dintr-un modul național specializat în stins incendii de vegetație în regiunea Bordeaux. Programul este organizat de Direcția Generală de Protecție Civilă Europeană și operațiuni de ajutor umanitar. Pompieri hunedoreni participă alături de alți colegi din țară la misiunea de prepoziționare care are loc în Franța în vederea consolidării rezilienței autorităților franceze în gestionarea incendiilor de pădure. Din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara se vor afla în misiune 8 pompieri care vor face parte din modulul specializat de stins incendii de pădure. Programul este organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar. Salvatorii hunedoreni sunt conduși de capitanul Petru Cibian, care îndeplinește, în cadrul modulului specializat, funcția de on-site commander. Echipa ISU Hunedoara este completată de alți 7 pompieri din întreg județul Hunedoara. Pentru perioada 30 iulie-2 septembrie, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a operaționalizat contingentul format din 40 de pompieri din țară, care, în timpul viitoarelor misiuni, se vor folosi de 3 autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o cisternă cu capacitatea de 30.000 de litri, o autospecială de mare capacitate, un microbus personal și un autocar. La plecarea contingentului spre Franța a participat și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Acum noi participăm un lucru promis de la începutul anului în Franța, asta sunt planificate misiunile de prepoziționare, care a fost stabilit împreună cu Protecția Civilă Europeană și acum au plecat echipa care va fi prepoziționată în Franța. S-au cerut prepoziționări în 3 țări, Grecia, Franța și Portugalia. România participă în Grecia și în Franța, alte țări participă în Portugalia, în Franța sau Portugalia și Grecia, deci asta este împărțit între țările membre ale mecanismului de protecție civilă. Misiunea pompierilor este finanțată de Uniunea Europeană și face parte dintr-un program prin care țările se ajută reciproc pentru a lichida incendiile devastatoare care pârjolesc sudul continentului.